Scenariu șoc pentru guvernul Dăncilă la numai 2 luni de la învestire. Potrivit DC News, există nemulțumiri uriașe privind activitatea a 4 miniștri, iar aceștia ar urma să fie schimbați din funcție până la mijlocul lunii viitoare. Vizați sunt ministrul economiei, al energiei, al sănătății și al transporturilor. Anca Orhean vine cu mai multe informații. Anca, bună dimineața! E adevărat, este un scenariu al jurnaliștilor de la DC News, însă care ar fi nemulțumirile? Ce se știe până la această oră? Până dimineața, nu este deloc exclus să se pună în aplicare până la urmă acest scenariu, mai ales pentru că știm foarte bine, este a treia încercare a coaliției PSD-ALDE de a pune în funcție un guvern și de a face treabă cu acel guvern. Deci de data aceasta nu mai pot să rateze și asta înseamnă că dacă sunt nemulțumiri legate de orice ministru, acesta trebuie să plece acasă și să vină altcineva care să îl înlocuiască și care să îi facă treaba până la urmă. Totuși, dacă vorbim despre nume, vor exista discuții aprinse. Și asta pentru că în momentul în care a ajuns la Palatul Victoria acest nou executiv, au venit aici câteva persoane prin influența unor baroni. Deci baronii până la urmă trebuie să fie de acord ca oamenii lor să plece acasă și va fi destul de greu să fie convinși. Ei bine, vedem, da, că sunt nemulțumiri la Ministerul Economiei. Spre exemplu, Dănuța Andrușcă ar putea să plece acasă. Am văzut că s-a consacrat cu gafe din momentul în care a ajuns în Parlament la audiere. La fel, prin gafe s-a consacrat și Anton Anton, cel care conduce în acest moment Ministerul Energiei. Și, practic, cei din coaliție ar fi vrut performanță, nu au văzut neapărat performanță. Dacă ar fi să ne uităm la Sorina Pintea, cea care este pusă în această listă de jurnaliștii de la DC News, până la urmă ea a avut foarte multe scandaluri de gestionat în această perioadă și până la capăt a reușit să calmeze situația, mai are într-adevăr anumite nemulțumiri ale medicilor legate de legea salarizării, însă să plece acasă ar putea să plece în cazul în care ea nu mai este de acord să mai rămână acolo și nu neapărat coaliția să nu mai vrea în acea funcție. Și nemulțumirea adevărat există și legate de Ministerul Transporturilor. Lucian Șova este cel care deține acum acest portofoliu, însă aici au fost probleme în toate cabinetele anterioare. Deci era foarte greu ca acesta să reușească să rezolve toate aceste probleme și n-am putea să-l uităm nici pe Valentin Popa de la Educație până la urmă. Dacă ar fi să discutăm despre persoane care ar putea să fie remaniate, vedem în aprilie până la urmă decizia coaliției. Anca Orhean, mulțumesc foarte mult!